Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc biscuiți de sărbătoare, da? De Crăciun, de... puteți să faci și de zi cu zi. Sunt foarte, foarte gustoși. Eu am așa niște figurine, luați de care aveți. O să vă prezint toate ingredientele, da? Sunt niște biscuiți foarte gustoși și simple de făcut. Deci avem 5-7 grame de praf de copt, zahăr vanilat, sare, să nu uităm, un ou, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de unt, 300-350 grame de făină și un gem la alegere care vă place. Pentru început o să batem untul și cu ouul, da? Foarte, foarte bine. După care vom pune zahărul și după care vom pune zahărul vanilat, praful de copt, sarea și cu făina. Simple, dar foarte fain. Aici am pus oul și untul și îl bate foarte, foarte bine până la spumă. Da? După care adăugăm ce mai avem, da? Toate ingredientele pe care vă le-am spus. Încet, ușor, după care la o mărime mai mare. Acum vom adăuga zahărul și iarăși vom mesteca foarte, foarte bine. Acum adăugăm sarea, praful de copt, zahărul vanilat. Noi nu mai avem nevoie de mixer pentru că o să facem cu paleta. Trebuie să mestecăm toate ingredientele, da? Cu paleta, pentru că este făină, nu iubește, trebuie aerisită. Și începem să adăugăm făină treptat. Până se face un pic mai gros, obținem o masă mai grosuță, trebuie să întindem pe masă, da? Eu am aici o, așa, și măsor cu ea. Dacă vedeți că acum depinde de oul și cât grămaj au avut. Și dacă mai aveți nevoie de făină, puteți mai adăugați. Deja voi mesteca cu mâna, da? Acești biscuiți puteți să-i faceți oricând doriți, că sunt foarte, foarte ușor de pregătit și gustoși. La copii o să le placă. Așa mestecăm. Dacă aveți posibilitatea să-l puneți în frigider pentru 30 de minute, este perfect. Iată, așa mi-a ieșit mie aluatul. Este foarte sfărmicios și foarte bun. Foarte bun aluat, da? Sfărmicios, așa, îl pun la frigider. Eu o să-l pun pentru o oră, pentru că am timp. O să fie foarte, foarte bun de întins și de lucrat cu el. Mi-am scos din frigider o bucată de aluat, am pus aici un pic de făină și o voi întinde cu făcălețul pentru un rotund mai subțire, da? Așa, bine, bine. După care formăm formele. Îmi place aluatul foarte bun. S-a întins bine. O să facem forme pentru, v-am zis, dulceață sau magiun sau ce aveți. O să facem forme așa și deasupra trebuie să mai facem un brăduț ca să punem, când le scoatem
călduțe din cuptor, să punem un strat de magiun. Dacă nu vă place, nu puneți. Eu am să fac așa și, de exemplu, pe mijloc sau aici pot să fac două globulețe, da? Să iasă foarte fain. Acum o să vă arăt ce mi-a ieșit mie. Acum puneți așa. Cu ce vreți începeți? Iată așa. 1 și 2. Să-l fac așa. 2. Și aici faceți am așa o formă. Și faceți o găurică. 2. 3, da? Acum le scoatem și le punem. Eu am pus foaie de copt. Mi-am încins cuptorul. Nu, facem așa, una așa. Dacă nu vreți, faceți doar forme, da? Și următoarele la fel. Ca să vă arăt ce a luat, avem noi. Foarte, foarte bine se lucrează cu el. Foarte fraged. Vedeți? Foarte fraged. Haideți să vă arăt repijor încă una. Asta o să fie așa, da? Și una. La fel o fac, dar cu o formă, da? De steluță sau, da? Așa. Iată așa. Haideți mai facem una. La fel, pe rotund. Așa. Și o să fac o inimioară, da? Punem pe mijloc. Așa. Hai să vă arăt ce vouă, ce mi-a ieșit. Uau, ce ferie! Fain, îmi place așa. Și acum punem la cuptor pentru maxim 7 minute, 8 maxim. Să nu se rumânească foarte, foarte tare. Ia uitați ce mi-a ieșit mie aici. Mi-am pregătit zahăr pudră și magiunul. Acum voi pune peste un brăduț. Puteți luați ce vreți, ciocolată. Mie îmi place cu magiun sau gem. Mergeți așa. Peste tot. Ele sunt un pic călduțe, dar este ok. Așa. Este ca un fel de marmeladă, magiună. Și acum puneți. Foarte fragedă luată. Ia uitați aici. După care le vom da în zahăr pudră. Ia uitați ce fain arată. Acum dăm prin pudră. Așa.